Перед вами находится наш герой Гиннис. Поэт! Хочу, чтобы вы посмотрели на него. Asta înseamnă să faci revoluție. Bravo, Marcele! Da, bă, dar revoluția noastră a fost aia originală. Absolut. Скажи, что ты работаешь. Дорогие братья, сегодня мы победили! Победа! 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 Ты пускай, если вы купили лиценцию. Подарок. Да, это Марчел подемок. Победа! 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 Asta înseamnă că reintrăm în afaceri, nu? Băi... Sunt domnul Trandafir, la șeful. Domnul Trandafir, zici că are audiență la șef. Gura. A? Gura. A? N-ai labe de gâscă. Și să am? Labe de gâscă. N-ai. Nu-i nimic, îți dăm noi. Exact numărul meu. 100 de euro, chirie. 100? Și banii ăștia, ai și un bilet la muzeu. Da. Ești pregătit? Am tot ce trebuie. Uite aici. Ai grijă cum te adresezi. Aha. Cu domnule doctor. Aha. E sensibil la titluri. Ai da, de când nu mai e campionatul. Să trăiți, domn doctor. Să rămână nășicule. Da, trandafire. Nășicule? Dar ce, ți-am botezat eu vreun copil de zici nășicule că le-am pierdut șirul? Doi. A? Râmă și Virmuși. Frumoase nume. Eu le-am pus. Cred că au râs copiii de ei la școală, nu? Dar cine i-a dat la școală? Ia zi, trandafire, de câți ani ne cunoaștem? Să tot fie. Să tot fie. Dumneavoastră aveați vreo 14 ani când te-a dus tactul. Fii țărâna ușoară. La mine să vă învăț cum să vinzi de-astea râme, Virmuși, nobori. Hai, ce vrem. Aoleu, îl cunoști pe... Pe Manole Răspopitu, cine dracu n-a auzit de asta? Aici e Dâmbovițean. Cu voia domnului episcopul Dâmboviței, Ciorogârlei și zăbrăuților de sus. Episcop? Da, și a fost reabilitat. I-au dat o episcopie, daune morale, bine, l-a mai ajutat și... Bămânesc. Săr-o mâna, părinte. Sărut mâna, domn da, doctor. Da, da. Ia loc, te rog. Te ascult. Păi... Dă pe goarnă. Da, mi-au spus că muncitorii mei lucrează la negru. La negru? Negru. Asta e discriminare. Absolut. Și făina, ci că e nu prea e proaspătă, e expirată. E, și uleiul. Mm. Uleiul, ci că e rânced. Și era? Păi după asta să recunosc gogoșile mele. După gustul uleiului. Da-le-a lumea. E un secret de fabricație, un secret al familiei, mă înțelegi? Am înțeles. E un abuz, un caz tipic de uzurpare a unui investitor mic. Mic și amărât. Și amărât. Vorbești cu calabrezul, îi spui cine, ce, cum și el îți va spune unde, ce și cât. Am înțeles, domn doctor. Să rămână, domn doctor. Să rămână, părinte. Auzi, Trandafir. Da, vă rog.
Știi că vreau să construiesc o biserică plutitoare, ceva unic, la lacul Mori. Am citit la radio. Da. Am văzut și pe internet. Asta e macheta. Îți place? O frumusețe. Să vă ajute Dumnezeu. Pot să cotizez și eu? Cum se spune? O mică donație. Numai 3.000 de euro, că sunt amărâți. E bine, părinte? La banii ăștia nu pot să-l trec la cutituri. Cel mult să-l bagă în pomelnici. Mă băgați unde doriți dumneavoastră. Să rămână, domn doctor. Mi-a părut bine. Să rămână, domn doctor. Trandafire? Da. Table, știi? Table. La nivel de amator. Nu, că jucăm jos. 1.000 de euro, linia 2 martie. Aola. De unde? N-am venit pregătit. Poate altă dată. Cine știe, poate câștigi. Manole, eliberează limba. Ne aflăm în Muzeul Memorial Dr. Titel Pangică. Aici avem epava dubiței Volkswagen, un jaf. Ăștia sunt uriașii Marx, Engels și Lenin. Amin. Vânduți Occidentului, ca pitici de grădină. Ăsta e steagul ăla, știți voi care. Acolo avem teza de doctorat a domnului senator. Unde? La secret, să nu-i fure cineva ideile. Despre ce era vorba? Mitologia corupției la români. Dacă dau 6-6, ești marți. Binecuvintează Sfinția ta. Binecuvintează, Doamne, aceste zaruri și îndură-te de robul tău, Titel, să dea un 6-6. Ridică, trandafire. E ferică. Ridică. Păi nu se poate. 6-6. 6-6, părinte, mă menoroc. Bă, dar ce rău îmi pare. Dar nu-ți face grijă cu banii. Că dacă nu poți să-mi dai până din seară, trimând mâine pe calabrezul să-ți mai aduc aminte. Bă, unde-i dobitocul ăsta? Opa! Mă cheamă șeful. Bine, madame, ministru. Sunt aici? Asta nu e domnul senator Vițelaru? Vițelaru. Da, bou de frica DNA-ului și-a trecut averea pe numele soției și a lăsat în cur gol. De asta noi îi spunem curator. Aha. Ghidu. Curator. Arată-i domnului trandafir muzeu. Tu aici? Ne vedem de seară la Marcel. Partida voastră de poker, n-ai uitat, nu? Așa ceva nu se uită. Te pupici. Și eu. Pe aici, domnul trandafir. După și că eram încălzită de la minister, mă mai percheziționaș calabrez. Meseria ce te-ai faci? Nu știam. Bine că mi-ai zis. Zi, s-a aprobat. Tu și crezi. Facem stadionul național de oină. 100.000 de locuri pe scaune. Bravo. A fost cineva împotrivă? Cine să îndrăznească? E vorba de sportul nostru național. La care nu se pricepe nici drag. Ce știm e că o să cumpărăm terenul de la Titel. După aia o să organizăm și concursul de proiecte pentru stadion. Dacă o să mai organizăm. Important e mai întâi să avem terenul. 4.800.000 de euro plus TVA. Zim prețul, li s-a părut normal? Păi la și contraoferte, o selecționat comisia de preselecție, terenul tău e gratis. O să avem cea mai scumpă tarla de mușețel din lume. Și dacă plantam aur, nu ieșea mai bine. Monique, tu e ma feblesse à moi. A, je sais, să vezi cât o sti costi. Scumpă, dar febles. Zi, ce mai face Marcel? Marcel, vă așteaptă mâine la partida de poker. Auzi, după aia mergem la serbare. Ce serbare? Ziua cumpătărie, puroiule. N-ai propus tu în Parlament, ca în prima duminică din august, să serbăm ziua cumpătării? Da, uitați-vă. Ziua cumpătării la fix. Păi nu-i așa? Am comandat și un imn, să o facem lată. Și ziua cumpătării la fix. Nu-i așa? Domnilor, viața e scurtă, să o facem lată. În revanș, eu vă invit la o cină de taină creștină. Ce faci? Nu vine apă?
Mă sclătesc și eu puțin. Părinte, du-te până sus la poarta raiului și ține de șase. Noi, între timp, încercăm să ne spălăm de păcate. Să vedem ce ai pregătit tu bun pentru azi. Depinde ce preferați, domnule general. Avem dosare proaspete de la DNA, avem și niște stenograme cu ziariști, mai ales cu ziariste, tot ce doriți. Ia spune, cum stăm cu corupția? Bine, domnule general, ce vorbesc? Bine, excepțional! Adică vreau să spun că dacă dați ordin, arestăm toată țara. Pe cine căutați? Să mor tu că nu mai recunosc cu Grigore. Gregoar! Nu mai fă pe prostul și deschide că te sparg! Nu primim cu certitul. E să vezi ce șuturi în curți o-i trage eu ție. Așteptați puțin să vedem dacă doamna Morghit vă poate primi. Doamna Morghit a spus să intrați prin tot. Ce mai vrei, nenorocitule? Bani, ce să vreau? Iștenem, de ce nu cer de la moldoveanca ta? Din cauza lui tu divorțat la mine. De unde să-mi dea săraca? Din leafa de ministru? De-abia ajunge de o poșetă. Tu ești femeie de afaceri. Holgoște, magarule! Ți-am dat pensia alimentară pe luna asta. La ce îți trebuie banii? Am un poker după masă. Ai ajuns servitor la titel. Dacă nu sunt bun de nimic, de 20 de ani nu fac decât politică. Îți dau 5.000. Dar să nu te mai prind pe aici până în septembrie. Parcă văd că iar vă ia Marcel toți banii. Ești un înger. Vrei să-ți bat covoarele, să stund gazonul? Vai, Ochici. A? Ne coști prea mult. Nu te-ar interesa un post de europarlamentar? Europarlamentar? Again. Ce-ar trebui să fac? Se consum 10-12 mii de euro pe lună. Consum? Experiență ai? Vorbesc la noi la Uniune. Stai că la asta nu m-am gândit. Europarlamentar. Păi nu spuneai tu că nu-ți place în opoziție? Că noi o să fim întotdeauna la putere. Asta e adevărat. Unde mai pui autonomia? Ozosep, Ozosep. Nu-i rău. Da. Bine ați venit, domnule ministru. Neața, domnișoară. Cum se simte pacientul nostru? Neschimbat. Franculete. Sunt marcate de fabrică? Se poate, ca de obicei. Bine lucrat. Mai aveți nevoie de ceva? Nu. Poți să te retragi. Triți! Marcelino, ce bine arăți! Tu te-ai pregătit să le iei banii la poker, mă? Dă mânuța să-ți iau un puls. Ia să vedem. Auzi? Dar tu nu mi-ai spus niciodată. Cum ai scăpat de la Moscova? Ei, și tu. Schimbare de sex. De? Schimb de spion, drăguță. Așa? Primul om cunoscut pe care l-am văzut a fost Monica. Noroc cu ei că avionul a făcut escala la Moscova. Sărac. N-a ajuns să fie soție de prim-ministru nici măcar o zi. În schimb, ai pus-o ministru la noi? Și pe tine te-am pus ministru la noi. Domnul senator Titel Pangică vrea să intre în armată.
Lasă să intre. Nu ne-am împușcat între noi. Haideți, mă. Hai. Salut. Hai. Hai. Prieteni. Prieteni. Ce-i titele? Ți-e frică de ceva? E frică să nu ne ia bănuții. Pistolul meu aduce noroc. De ce ți-e frică? Nu scapi. Cine ești? A, și tu ești în ton cu moda de la Bruxelles. Drăguț. Da. Vara asta se poartă negru îndoliat, ca în Democratistan. Ia spune, ai plâns când ai auzit Camierlita? Am plâns. Că nu mai apucăm să ne luăm banii înapoi. Tu de ce te-ai îmbrăcat așa? Ca să nu mă șampoz la început. Așa, fetița tati. Atunci trebuia să fii goală. Ești rău, ești rău. Eu am venit să vă urez baftă, da? Și să vă întreb dacă vrea cineva să-i facă tanti o injecție. Monica! Robocop, nu te enerva că stai oxigenul. Auzi, vă aștept la serbarea cumpătării în parcul izvor, da? Cum ne-am vorbit. Jucați fix 4 ore, fără tururi, fără una de careuri sau alte culori, da? Ce le știe asta, mică? Am avut profesor bun, uite aici. Hai, vă pup! Pa! Ne vedem acolo! Ce drăguț! Gata, începem? Hai! Astea-s cărțile, sigilate? Altfel cum. Toți banii pe masă! Da. Doamna ministru, a declarat în presă că vor fi 20.000 de participanți. Credeți că sunt mai mulți? I-ați numărat? Scena asta a costat 70.000 de euro. Mai mult sau mai puțin, nu știu, nu mă pricep la cifre. Poți să merg pe și eu un pic de dumneavoastră? Domnul Niculean, vede lumea. Bune, dar eu nu mai am bani. Foarte bine, jucăm cu mâna moartă, așa, așa. Oricum, ăsta e ultimul joc. Da, mă, da, asta a spus-o și acum 2 ore. Ei, da. L-am punut pe masa de operații de la prânz. E ultimul, da? Pas. Am deschis. Pe de 3. Nu. Am mers. Cărți? 2. 1. 2 pentru dumneavoastră. 1.000. Două mii ale tale. Plus ce mai ai pe masă? 4.500. Ok. Ce ai? 2 perechi. Careu de băieți. Du băieții ăștia la curve să mai crească. Aș cu aș. Gata, plecăm. E târziu. Voi doi toți invitații mei la o cină mai specială. Să aveți poftă mare, băieți. Aici, la această masă creștină, pe toți oamenii mei de încredere, datorită cărora am ajuns ce am ajuns. Aduc așadar un omagiu științei, clasei politice și puterii. Aduc un omagiu justiției, toate lipsurile ei,
Cu plăcere. Și clerului care ne-a mai tras de mânecă de câte ori am mai dat-o și noi în bară. Dar nu aș fi ajuns și am ajuns fără ajutorul neprecupețit al mass mediei și fără îndrumarea de zi cu zi a serviciilor secrete. Doamnelor și domnilor, trebuie să... Toată seara v-am așteptat. Trebuie să mulțumesc pe această cale și prietenilor mei buni, Calabrezu, Măcelaru și Stallone, care m-au respectat și care m-au făcut respectat. Dar nimic nu ar fi fost posibil fără tineretul nostru minunat, fără tineretul nostru minunat. Acum mă veți întreba de ce v-am convocat aici, în această sfântă zi a cumpătării. Chiar așa ce-ți veni? Domnilor, de câteva nopți visez niște șobolani colorați care vin și mă arestează. Cum să te aresteze? Ai imunitate. Oricum, șeful, peste noi nu poate să trece. Noi murim cu ei de gât. Aflam primul că de aia sunt ziarist de scandal. Că, doamne ferește, te-ar fi arestat. Păi nu te scoteam eu. Titele, dar te internezi în spital. Ce, doamne iartă? Știu cât de mult mă iubiți, dar ascultați vorba mea. Nu va cânta cocoșul de trei ori și unul dintre voi mă va vinde. Iar acum, doamnelor și domnilor, luați, mâncați și beți. Acesta este trupul meu. La treabă. Ceva interesant ai pe ziua de azi? Ar fi ceva. Știți, ordin de la Bruxelles să arestăm cel puțin un corupt. Săptămâna viitoare se discută clauza noastră pe justiție, așa că... Ia mai dă-i măsa. Să-și vadă de corupții lor. Corect. Eu pe cine să arestez? Toți avem dosare, inclusiv eu. Dumneavoastră nu mai aveți. A dispărut. M-am interesat eu la CNSA și am aranjat. Bravo, Pânculete. Meriți o decorație. Vă mulțumesc, șefu, dar aș prefera o avansare. Cu prima ocazie. Dar ce fac eu? Dacă dau drumul la un dosar, deschid cutia Pandorei. Păi, o aranjăm și pe Pandora asta, șefu. Ordin să dați și praf o fac. Și când mă gândesc că pe umerii slabi ai nura ca tine, stă toată speranța românului. Gata, șefu. De mâine mă duc la sală. La, știu că sunteți dumneavoastră spate. În spate, ai? Cum n-ai știut, mă, în Cristosul, mă, nu știi că toată autostrada e a mea? Ia întoarce. Știe toată presa și el nu știe. Ia zi, cum faci? Zi. Zi, mă. Dacă până mâine la 10 nu ți-ai retras dosarul, stai cu familie cu tot. Hai, cărăra. Ne-a rupt dobitocul ăsta, mă. Intră! Și presa de serbarea noastră. Toți sunt pe pereți, numai laude. Te crezi și eu, la câtă publicitate am băgat în ei.
Ăla și ei. Miculeac de la Minciuna. O îndrăzneț să mărie? Ha, halera. Ia uite. Lăcustă a pustit bugetul ministerului. Al dracului. Monica Lăcustă a făcut o lată de ziua cumpătării. Când a avut mult timp să-l scrie? Când? O băut toată seara cu noi. Cred că era scris dinainte. Știe toate amănuntele. Cât a costat, câți bani s-au cheltuit în realitate, prin cine s-au făcut plățile. Baule! Să tași dracului din gură! Noi zis, bă, că mergem la sigur, că nu o să afle nimeni nimic. Am fost rădați din interior. Ștergi imediat înregistrările. Treci! Ai citit proasta, dracule? Cum ai putut fă să faci una ca asta? Ha? Zi! Să taci! Să taci! Hir. Bruiază-l. Oie verde, măghiran, mă, m-a făcut, mă, oltean, mă, port căciulă de străhan, port căciulă de străhan, na, 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 mă leană. Cât ți-ai tras, fă? Și se ia cu mine bine, 200. Îi dau totul după mine. 200 de mii. 200 de mii? 200 de mii? Păi se compară cu ce zădeam eu la terenul ăla? Am vrut și eu odată în viață să fac bani de capul meu. Ai pus botul tâmpit, au căutat un corup și te-au găsit pe tine, vaca satului. Și venam eu. Eu am vrut să fiu prezentatoare la meteo. Voi m-ați pus ministru. Voi sunteți de vină. Oprește pe Mihuleac. Cine se ia cu mine bine, îi dau totul după mine. Cine pe calabrez, la noi ziariștii nu se împușcă, se cumpără. Mihuleache pe statul meu de plată. Nu știu ce a făcut asta, dar o să aflu. Gata, cu tine am terminat. Suflete, te implor! Gata, animalule! Mai când și fals. Mai bine băgai pe măta, sună-l pe Mihuleac. Localizează-l pe Mihuleac. Imediat. De ce se clatină imaginea? E filmat minimalist. Bine. Și sunetul. De ce nu s-aude? Păi suntem profesioniști ori nu mai suntem? Și asta ce a fost? Ce a fost asta? Un animal. Cred că a căzut sursa. Titel. E a treia oară când sună. Ăsta face spume, nu se așteptă să-i o tragem. Credea că o să uit cum a impus-o pe Lăcusta ca ministru peste capul meu. Hai mă că prea și-a luat-o în cap. Auzi să știi că articolul tău a fost foarte apreciat la partid. Făcu și eu un compromis. Nu, niciun compromis. Toată lumea e mulțumită că am găsit un țapi spășitor. Păi am vorbit cu opoziția. Ne autosesizăm. Facem o comisie parlamentară de anchetă, ei propun să o trimitem în justiție și noi suntem de acord. Or să cadă pe spate ăștia de la Bruxelles când or să vadă că am făcut într-o săptămână ce n-au făcut alții în 20 de ani. Dar nu-i ce mi-ai promis. Fii atent. Ai aici toate detaliile. Ce firme fantom a folosit, ce bani a dat la televiziune, cât au costat soliștii, tot, tot, tot. O toci mărunt. Da? Până o lași la pământ cu nervii și atunci o să-și dea demisia. Mă vezi pe mine arta șantajului, a? Descrie-te la cămaș. Vrei să-mi vezi părul de pe piept? Am vrut să văd dacă nu ești caplat. Descrie-te și tu. Bulangii? Doar acolo sunt mort. Aici nu. Marcel! Ți-ți arde de glume! Uite! Am văzut. Miroase labă tristă de la o poștă. Va trebui să te sacrific. De ce să mă
sacrificii. Pentru că nu există altă soluție. Te vor condamna în prima instanță, până ne dau aia clauza pe justiție, după care vei fi achitată la recurs. Marcel, pușcării? Pentru show, draga mea. Vei sta singură în cameră, cu jacuzzi, televizor, ca la Intercontinental. Dar eu nu vreau să fac pușcării, Marcel. Eu nu vreau să fac pușcării, tu înțelegi? Trebuie să mă salveze, arhitectule! O să găsesc pe altcineva. O să te salvez. Acum, lasă-mă să mă gândesc. Te rog, du-te la minister și fii tare. Bine. Mulțumesc. Bună ziua, domnule ministru. Ce-i costat, domnișoara? Domnul Stroie zice că vă cunoaște. Ce, domnule, ți-am greșit operația? Ce ori fac? L-am avut onoarea să mă operați, dar ați putea să mă internați. Ai vreo recomandare? Flori? Oh. Arcașa, Боже мой, протекторul meu, peștele meu, nici mulaștele m-am băgat-o. Ai făcut partidul de râs? Noi am avut încredere și... Mi-a bine. Ai grijă cum vorbești, cu o minestră, nu cu una de pe stradă. S-a suit scroafa în copac. Porcule! Vezi cum vorbești, că sunt și răzbunătoare pe deasupra. După ce o să faci 5 ani de pușcărie, o să-ți treacă. 5 ani? Dacă nu cooperezi, oferta noastră este asta. Recunoști totul, spui că ai acționat singură și noi avem grijă să iei 2 ani cu suspendare. Da? Trebuie să te decizi azi. Să nu încerci să tragi de timp, că te înfunzi, da? Când te hotărăști, îl sun pe ăsta, pe Mihuleac, și îi spui să organizeze o conferință de presă. Am fost clar? Am fost clară! Afară! Vă arăt eu ce înseamnă să vă puneți mintea cu moldoveancă! De când îți permiți numai să ai inițiative? Am crezut că e pentru binele țării. Avem nevoie de un corup gras pentru Bruxelles și mi s-a sugerat. Îți spune ceva numărul 564882? 6 cifre. Exact. Este numărul unui cont secret la o bancă din Elveția. În el sunt 1.450.234 de euro și 67 de cenți. Banii aparțin unui vicepreședinte de partid. Nu crezi că ar fi mai bine să-l dăm pe ăsta, pe mâna DNA-ului? Am înțeles. Opresc totul. Îl sun pe Mihuleac chiar acum. Spune-mi, Mihuleac, să nu mă facă să dau în presă dosarului de informator. A trebuit să împăcăm și capra și varza. Varza de Bruxelles. O să-ți dau pe tavă un corup mai gras. Așteaptă telefonul meu. Am înțeles. Dialog, Manole. Sau vrei să spun Caisie? Manole, ca atunci când eram tineri. Manole, îți amintești tu cântecul al nostru? Pușcașii cu răua lată și șpioni am fost odată. Mă plimbam prin munți și voi cu recruții mei. Manole, cui ai jurat tu credință veșnică? Patriei și partidului. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Patria are din nou nevoie de tine. Servesc patria. Norii negre ai corupției întunecă viitorul acestei țări. Bruxelles-ul ne cere măsuri ferme. Va trebui să sacrificăm pe cineva. Manole, ne trebuie un martir. Monica? Nu-i bună. E femeie. O să zică că este misogin. Horia? Nu-i bun. E intelectual. O să ne facă proiectiști. Ne trebuie un păcătos, Manole. Un păcătos. Eu? Nu. Mai mare. Mai mare.
Un păcătos mai mare ca mine? Titel? Tu ai spus-o. Binecuvântează, Doamne, aceste ghete și umple cu energie pozitivă ca să-i spulberăm ca adversarii noștri și să câștigăm toate cele trei puncte și multe altele. Doamne, cred că nu-i destul. Mai spune o rugăciune. Mrăjero a cumpărat arbitri. I-a dat 20.000 lupite. De unde știi? S-a spovedit la un preot din sistem. Păi dă-mi și unul 25. Pite e incoruptibil. Ăsta, dacă a luat banii de la o echipă, nu mai dă înapoi. E cinstit. Ce faci? Am pierdut campionatul? Nu. Mai e o posibilitate. Zi. Mrăjero are o datorie de 100.000 la niște cămătari de bine. Aha. Ai luat și tu de la ei. Îi știi? Nu mai aduce aminte. Mâine e scadență. N-are de unde să dea bani, așa că îi vor lua gâtul. În situația asta, vinde meciul pentru 100.000. Dar mai e o problemă. Nu face târgul decât dacă te duci personal să-i dai bani. Poponaru, dracu. E frică de provocare. Bine, spune că ne întâlnim înainte de meci, dar te rog, fă un scenariu, să pară plauzibil, să nu ne sară presa în cap. Să conducă ei la pauză cu 2-1, să-i batem noi cu 3-2. 2-1? 3-2. 3-2. Urcă-n mașină, vii cu noi. Unde-i valiza lui Claudia? Păi tu nu vii? Eu să stau în loc cu Mrăjerul. El își trimite omul, îl trimite și eu pe-a meu. Tu ești ăla. Uite cum faci, fii atent la mine. Ții valiza sub masă până se termină meciul. Dacă îi batem, îi împingi ușor valiza cu piciorul. Bătitele, eu sunt europarlamentar. Ce mama dracu? Nu mai e de demnitatea mea. N-ai fost validat. Hai, afară. Stai. Na. Eu ar trebui să merg la WC. Venim de departe și... Prostata. Și tata era la fel. Că mi-a aprobat scenariul, Doamne! Și zici că ai 100.000 în geanta asta? Șșșt! Mai încet! Vrei să-i numeri? Deci, domnul senator Pangică dă banii ăștia ca să vinde meciul. Javră ordinară! Poliția, nu vii scălea! Iezuși, Mario, e un abuz! E un abuz! Atenție la popă! E un abuz!
Fără domnul atenționer. Nu vorbesc decât în prezența avocatului. Și vreau translator oficial. Sunt europarlamentar. Încă n-ai fost validat. Până-ți vine avocatul, o să spună cum stau lucrurile, vițelarule. Ai fost prins în flagrant, dând mită. Pentru asta ne străduim să-ți dăm maximum de pedeapsă. 5 ani. Toată lumea va fi mulțumită. Opinia publică, Bruxelles, în sfârșit. A fost arestat și condamnat un mare corupt și fost senator pe deasupra. Nea vițelarule, ai căzut la fix. N-aveți nicio dovadă. Ce vorbesc, n-avem dovezi. Dar amprentele de pe valiză, înregistrarea discuției cu mrăjerul. Dar de fapt noi nu avem nevoie de dovezi. Nu. Noi avem nevoie de un corupt care să aranjeze pe toată lumea și să închidă gura tuturor. Așa că ne vom aresta pe tine. Asta dacă nu... Dacă nu ce? Dacă nu ni-l dai pe Titel Pangică. Ăsta ne-ar aranja și mai bine. În fond, spune-mi, tu n-ai fost decât purtătorul valizei. Și ar fi nedrept. Pe Titel? Niciodată. Eu cu Titel sunt prieten dintr-a întâia. Ce treaba am eu cu prietenia ta? Nu mă interesează deloc. Gândește-te, gândește-te bine. 5 ani vor trece greu în pușcărie. Ce-i asta, domnule Marinache? Ai început interogatoriu în absența apărătorului? Ai încălcat codul de procedură penală? A făcut presiune asupra ta? Calmează-te, maestre. Păstrează-ți pledoarie pentru judecători. Pe mine nu mă impresionezi. Îl arestez pentru 24 de ore. Șoleu măi, șoleu măi, șoleu măi, șoleu măi, șoleu măi, șoleu măi. Veți, aveți grijă cum vă purtați cu o prospătură. Șoleu, ce rău e aici. Ce voce splendidă are. A deputat la Atenea cu flacăra, era pionier. Pionier? Pe cine avem noi aici? Pe domnul senator Claudiu Vițelaru. Nu mai sunt senator. Dar când ai luat 40.000 de euro de la tovarășii mei ca să mă eliberez, erai tu! Domnul Baros! Ce coincidență să ne nimerim în aceeași celulă! Cine ar fi crezut? Lumea e mică! Eu am încercat să vă scot, dar n-am putut, efectiv n-am putut. Doriți banii mei, mai dat înapoi! Am avut cheltuieli mari cu campania electorală, dar cum ies de aici, gata, mă achit! Lola! Cântecul ăla! Dragoste la prima vedere. Cine ar fi crezut? Nu. Nu. Să nu. Iubesc cu atâta putere. Nu. Lasă-mă! Nu știu! Au! Iubesc au! Lasă-mă! Nu! Putere. Nu știu, Tango! Ca lasă-mă! La început. Ajută! Dragoste la prima vedere. Licitația pentru autostradă. L-au bătut pe Stroie să se retragă de la licitație. Poți dovedi? Eu i-am zis de Stroie. Dacă îmi garantez că scap, mă autodenunț. Bine. Foarte bine. Ai hârtie aici. Pixul, scrie tot ce știi. Builor, ați ratat flagrantul. Mă, v-am trimis în vest cu burse, mă. Nu s-a lipit nimic de voi, nimic! Ne-am mai lipit și noi de ceva, șef. Da, de curbe și de casete porno. Șefu, cu declarația lui Claudiu îl înfundăm oricând pe Titel. Avem și filmul în care îl bate pe Stroie, așa că... Titel are imunitate, Titel are avocați. Voi trebuie să o salvăm pe Monica. Am înțeles. Înțelegi? Trecem la planul B. Da. Îl lichidăm pe Titel. Titel? Prietenul dumneavoastră cel mai bun? Eu n-am prieteni. Eu am camarazi de drum. Te-ai împiedicat, te-am călcat în picioare. Sâmbătă, Titel va fi executat. Reglare de conturi între mafioți.
Capisci? Da, am înțeles. Mortul nu e niciodată vinovat, acuzațiile rămân valabile, nu? Păculete, bă, tu când vrei ești chiar bă deștept. Se poate, șef. Ai pe cineva care să-l... Nu prea, nu prea. Din țară nu se bagă nimeni. Le e frică de calabreză. Aha. Am eu pe unul. Da. Artiom. Artiom. Ăsta a fost luptător în Afganistan. Da. Pe mine m-a salvat în Democratistan. Am înțeles. Costă scump, dar face bani. Bă. Te rog să-l angajezi. Am înțeles, dar cum dăm de el? De unde să-l iau, șeful? Din cer? Bă, ți-a căzut un porumbel din gură. Doamnelor, unde e? Domn Claudiu e la pușcărie? Și era ministru s-a baricadat în minister? Domn ministru Gorică la un simpozion. Simpozion pe Paștele Măsii. M-au abandonat cu toți. Mai ajung și țapii spășitor. Unde smăge la Rușii Stalone? Am întors la Gârbiceanu. Asta mai lipsea. Ne vedem mâine la 7:30, da? Domnul Gârbiceanu, dar ce plăcere! Stai, domnule, bun! Uite în ce hal m-ai adus. Nu eu, am făcut așa, jur. Sigur că nu tu, tu doar ți-ai bătut joc de mine. A trebuit să-mi refac operația în străinătate. Domnul Gârbiceanu, dacă mă îngăduiți, jur, vă fac ca Florin Piersic. Ca Florin Piersic? Gata! Unghiile la control. Nu, domnule, agrebe, stai, domnule, să-ți... Se poate, domnule doctor, să umblați cu unghii atât de lungi? Măcelarule, fă-i manicura, dar finuț. Să nu te împotrivești, ministrule, că uite ce avem aici. Măcelarule, dar ți-ai pierdut îndemânarea. Șefule, mă gândisem să-i lătai mai din rădăcină. Mai trag o dată! Nu! Nu! Nu, vă rog! Mai dați-mi o șansă! Îl vreau pe Titel. Viu. Pe Titel? Și ce să fac? Te privește. Mâine seară o să trecem iar să ne spui cum o să faci. De 4 ori. Doamna ministru, noi suntem de la Comisia Parlamentară de Anchetă. Noi de aici nu plecăm! Nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră! Dracu de băiat! Ai încurcat-o? Ți-a tras-o, Claudiu. Eu ți-am spus să n-ai încredere în el. O, frate, am imunitate parlamentară. Pohta ce-am pohtit. Tu știi cum e cu imunitatea asta? Dacă te mai toarnă 2-3, ți-o ridică ăștia. Eu zic să-ți iei măsuri de siguranță. Cum ar fi? O boală cu un diagnostic beton, care nu se tratează în pușcărie. M-am gândit și eu. Și așa m-am simțit cam prost zilele astea. Prost de tot? Fii atent, te bag într-o rezervă de lux lângă Marcelino. Iar poker? În 3. Cu mâna moartă. Tu te-ai gândit să-l lichidezi pe Claudiu? Nu, nu, nu mă interesează.
Hai să recapitulăm. Deci mâine dimineață vii la mine nemâncat, nebăut... De nimic. A, nu, chestia aia chiar nu mă deranjează. Îți fac analizele și pui mâine aia rezultatul. Ce ai pățit la mine? Un accident. Când mi-am tăiat unghiile. La amândouă dată. Asta e o performanță pentru un chirurg. Prieteni, bună seara! Sunt Marian Lupulescu. Cum v-ați obișnuit deja, o să încercăm să descifrăm în această seară ce partidă de poker se joacă la masa politicii românești. Am invitat pentru această dezbatere doi pokeriști cunoscuți. Bine că nu ne-ați făcut cartofori. Cristo Belciug, vicepreședintele partidului, aflat sub cea mai mare presiune mediatică zilele acestea. Presiune? Păi, luni, scandalul Monica Lăcustă, astăzi scandalul Titel Pangică. Ambele scandaluri sunt petarde de presă ale aceluiași ziarist Veros, de la un ziar aflat la faliment, ziar din care se fac cornete de semințe la meciurile de divizia B. Veros? Cine-i ziarist Veros? Ăla care începe un scandal pe care îl mușamalizează ca să înceapă altul pe care îl mușamalizează ca să... și așa mai departe. Un cacealmist ordinar. Utecis reciclat. Care joacă la mai multe capete, după părerea mea joacă la toate capetele. Chibis de 2 lei pus de opoziție să ne... Eu cacealmist, hă? Utecis reciclat. Chibis de 2 lei. Domnilor, domnilor, suntem în direct. Asta e provocare pe față. Nu, e cafea. Zi mersi că a fost rece. Tâmpit să fie ăla care mai calcă în televiziunea asta. Fi var mogulul de râs să vă fie. Regia tehnică, publicitate! Ai văzut ce fața a făcut Lupulescu când l-a lăsat masca în platou? Mai dă-l bă-n mă, s-a măgăbrea și-a luat-o în cap. Ai ajuns să se tragă de șireturi cu noi. Auzi, dar cine o să ne decompteze în costumele astea? Treci mâine, bă, la setul și răză-l bă. Dar tu-ți dai seama ce lovitură. Peste un sfert de oră, tot Bucureștiul o să afle ce s-a întâmplat la talk show. Și mâine o să ia tot ziare, să afle care e treaba cu Titel Pangică ăsta. Mâine fac rost și de filmulețul cu Titel, de mită pentru cacao. Ți-l dau și îl plasez la trustul care dă mai mult. Se înțelege, dar auzi, filmul ăsta e pe bune sau e făcătură? Ăștia de la DNA spun că e făcătură, dar l-au dat la servicii să-l mai perieze. Dar nu asta e important. Important e să-i turnăm atâtea zoaie în cap lui Titel până începe să pută. Hai, vii cu mine? Nu, mersi, vreau să fac câțiva pași pe jos să mă aerisesc. Ne vedem mâine. Ăștia-s banii mei! Toată lumea știe că ăsta-i tomberul meu! Dă-mi banii! 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 Asta am văzut-o într-un film. Banii! Banii, nene! Dă-mi banii! Husar, mami, dar ce-ai mai slabit? Da. Teașec. Margit. Paprika mea. Tu aici? Când mi-au spus cu cine am vorbitorul, nu mi-a venit să cred. Când te-am văzut la televizor cu chetușele la mâini, mi s-a făcut mila de tine.
Ai fost tu porc, dar asta e prea mult, șumpulița al meu. Margit, boiaua mea, abia acum în arest am înțeles ce greu e să fii femeie. Te primesc acasă, de proba, cu trei condiții. Orice condiții, numai să mă adun de pe drumuri. 1. Înveți îngurește. Înveți. 2. Nu te mai încurci cu moldovence. Nu mă mai încurc. Dar după ce îți dai seama că-s moldovence? Ți dau ele la tine. 3. Te lași de poker. Nu, asta nu. Mai bine mă castrezi. Toate la timpul lor. Ești liber! Ai fost confirmat europarlamentar. Iui! Ai imunitate. Pot să plec? Din clipa asta. Vrei să ții la revedere de la tovarășii și din arest? Ce-i costă? Cheia pe care mi-ați cerut-o. Ce, nu mai aveți rezervare? Câte nopți rămâneți la noi? Depinde. Îmi dați un card de credit, vă rog? Nu e nevoie, mulțumesc. Spitalul e ca și o fortăreață. Ia loc. Oamenii lui Marcelo îl păzesc de islamiști. Am auzit că s-a pus un premiu de 1 milion pe capul lui. 1 milion? Viu sau mort? Păi ce să facă cu el viu? Chiar. În schimb, oamenii lui Titel păzesc blocul operator, în care am făcut cele două rezerve. Nu intră și nu iese nimic necontrolat. În afară de un singur lucru. Containerul cu instrumentele sterilizate. Da? Mm-hmm. Asta e cheia de la camera de sterilizare. Alegeți containerul al doilea, ăla e pentru rezerve. Descurcați-vă. Asta e? E aici. Se oprește containerul, ieși și tragi în tot ce mișcă. Te duci și îl împuși pe Titel. Ierici. Păi te duci și îl împuși pe Marcel. Așa. Ca să luăm 1 milion de la Democratistan. Uh-huh. Îi tai o ureche, ca să avem o dovadă. Da. Auzi, ureche, eu tai înainte sau după ce îl omor? Te orientezi, eu te aștept cu mașina în stradă. Da. Stai așa, stai așa. Bala! Toți mă fac praf. Din corup, mafios și doctor analfabet nu mă scot. Cel mai al dracu, Mihulea, și câți bani am băgat în cururi? Așa-ți trebuie, eu ți-am spus. Păi cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești? La cât ai lăsat tu să moară, cred că o să trăiești veșnic. Apropo de moarte, cam bancul ăla prost, am două vești, una bună, una rea. Pe care prefer să ți-o spun prima? Eu pe aia bună, că de rele sunt sătul. Păi aia bună e că ți-am făcut un diagnostic beton. Ai cancer de pancreas, stați osoasă. Cu diagnosticul ăsta ăștia nu îndrăznesc nici să te aresteze, dar uite să te bage în pușcărie. Bravo, sună bine. Și are? Chiar ai cancer. Simă. Chiar ai cancer. Tu vorbești serios? Titele, eu cu lucrurile astea chiar nu glumesc. Tu vezi fata asta aici? Chestia asta e o tumoră. E a ta.
Și cât mai am de trăit? Zi. O lună, două, zi. Tu glumești, mă. Zi. Glumești, mă, cu povestea asta mă mir că mai ești în viață. Bine, te rog. Iartă, vreau să nu spui asta, mă. Vreau să mai rezolv niște probleme. Te rog. Mormân? Iartă-mă. Așa vine vorba. Îmi pare rău că a trebuit să spun așa brutal. Petrică, nu vezi că-ți deschise clapetele? Bagă repede în autoclavă și mai șerbe-l odată la 180 de grade. Hai, repede, până nu vine domn profesor. Oi, că vine. Marcelino, îmi pare rău, dar am o veste proastă pentru tine. Nu o să mai poți să iei banii la poker lui Titel niciodată. Să nu-mi spui că a învățat să joace. Nu. Are cancer de pancreas. Poate să mărglească în orice clip. Păi. Da. Iar ne-a făcut-o. Totuși n-ai putea să-l ții în viață, măcar până la arestăm. Cum să arestați un cadavru? Vă faceți de tot rahatul. Ai dreptate. Ai dreptate. A dus dracu planul B. Totuși, mă, și era coruptul ideal. Horică, lasă-mă puțin. Vreau să mă gândesc. Ok. Spune-mi, ai nevoie de ceva? Am mare nevoie, Horică. Mare nevoie de un corupt. Știi, chiar crezi că în toată țara asta românească n-ai să găsești un corupt? Hai, mă, Marcel, se poate? Panculete. Ordonați, domnule general? Titel are cancer în fază terminală. Îmi pare rău. Îmi pare rău, să știți. Era un boier de viță nouă. Chiar îmi pare rău. Și mie. S-a dus dracu planul B. Da. Dacă moare împușcat și se află după aceea că a avut cancer, facem din el un martir. Toată lumea o să-l plângă. Așa că trebuie lăsat să moară de moarte bună. Decomandă-l pe Artyom. Păi, imposibil, șeful. Nu se poate, nu știe nimeni de el decât după îndeplinirea misiunii. Caută-l, găsește-l și împușcă-l. Am înțeles, domnule general. Îl împuși pe Artyom. Numai să-l găsesc. Măcelarul vostru nu o să mai facă manicură. Era să fac un infarct din cauza lui. Operam pe cineva? Am cerut un bisturiu și văd că asistenta șefă leșină. Mă uit în container să leșin și eu. Măcelarul vostru a fier la 180 de grade. A făcut și el sau în adevărat. Exact. Dar am vești bune pentru voi. Titel al nostru are cancer generalizat. Nu știu dacă mai trece câteva zile. Dacă nu fi murit cumva. El trebuie să moară de glonț. Cancer e pentru oameni cum se cade. M-a încălcat cu codul onoare, mi-a furat puterea, el trebuie să moară de glonț. Domnul Garbiceanu, eu am făcut tot ce se poate. Dacă dumneavoastră nu v-ați descurcat... Trebuie să-l scoți din bârlog, la loc deschis. De exemplu, duminică are loc inaugurarea Stadionului Național. Propune lui Titel să dea el lovitura de începere. Da? Hai, cu doar. Ești sigur că nu vrei să-ți dau ultima cuminecătură? De ce? A adus o treabă proaspătă? Să rămână, părinte! Doamne! Ce face băiatul? Ce temperatură avem? O să văd? 36 cu 6. 36 cu 6? Eu nu mai înțeleg nimic. Păi ieri mi-a murit unul pe masa de operație. Avea niște analize impecabile. I-am făcut autopsia, cancer de pancreas. Băiatul ăsta are niște analize execrabile și temperatură de om perfect sănătos. Eu chiar nu mai înțeleg nimic. Nebănuite sunt căile Domnului. Titele, dacă tu te simți bine, dragul meu,
Nu-i vrea să dai lovitura de începere la inaugurarea noului stadion național? Hai, mă, le-ai dat o palmă la aia care se îndoiesc de tine, se bucură spectatorii, tu știi cât te iubesc. Și ăștia de la federație ne-au trimis invitație, dar nu ți-am spus. Ca să nu te superi că nu poți să te duci. Vezi? Credeți că publicul mă mai vrea? Te adoră. Păi dacă îndrăzneau să te aresteze, ieșeam cu crucea în stradă. Uite. Se încolonau suporteri în urma mea, blocam circulația. Voi vorbi serios? Credeți să mai sunt iubit după tot ce s-a scris? Iubit? Foarte iubit. Opinia publică nu agrează linșajul ăsta mediatic. Merită să le faci cadou ăsta așa de adio. Nu o să te uit. Poate totuși scapi. Mare e puterea Domnului. Care rog, părinte, da? Iată mântitele, da? La ce are băiatul ăsta, nici Dumnezeu nu-l mai ajută. Manole, ia-te-l la mine. Îți dai telefonul la federație, ălora de acolo, și le spui că sunt de acord, așa ca un ultim sacrificiu. Bravo, bravo, tite. Vă las, părinte, vă las. Ah, poftim, poftim. Scuzați, domnul Trandafir vrea să vă prezinte o magie. Trandafir. Serena, domn doctor, am văzut aseară la televizor. V-am adus și eu niște portocale. Nu știu ce să aduce în situații de-astea. Mă scuzați, domn doctor, să nu uit. Datorie de la table. Nu vreau să am datorii pe lumea cealaltă. Mulțumesc, Trandafir. Ați văzut, bă, unde mai găsești azi un om care își achită datoriile la table și la cărți? Mi-ai murit bun. Sunt toți? Poate vă reveniți. Calabrezule. Să-i rezolv omului problema în regim de urgență. Să face, boss. I'll handle this. Călăbești, mai uite măta cu engleza dacă m-ai omorât. Iar tu, la firește, a pus să faci din nou gumpoși. Fermână. Și nu uita, respectul este lucru cel mai sfânt pe lumea asta. Pe lumea elaltă îți dau un telefon dacă aflu ce ai. Cu respect, sir. Tu mai rămâi, Calabrezu. What's up, boss? Vezi că mâine mergem să inaugurăm stadionul. Ia niște măsuri. Nu, dacă e bine... Nu, că mă simt mai bine. Eu cu ale mele, sir. Mă gândesc că acolo e când deschis și poate că... Am împuște aici. Cine să mă împuște în fața 50.000 de spectatori? Și o țară întreagă. Poate doar un nebun. Poftiți, șeful! Șeful! Ce? Domnul Gârbiceanu! Grațini, de când nu ne-am mai văzut noi doi? De când erau să ne prindă cu heroina în cușcaleilor la granița cu Olanda. Să fie vă 18 ani de atunci, a? În seara aia am văzut cea mai fantastică dresură de lei din viața mea. Cred și eu la câtă heroină le-am îndesat pe gât, dar s-au și la culepe de la... Dar ți-ai deschis manej? La circ nu mai vine lumea? Ne-au mâncat talk show-urile politice. Și ce s-a ales de lei aia? A ales praful ca de toți leii noștri. Da. Mm. 5.000 de euro? O donație modestă, să-ți iei lei noi. Și cam ce trebuie să fac pentru această donație modestă? Am auzit că ai un băiat pe care poți pune bază în situații delicate. Un bun țintaș. Ai pe unul care nu și-a ținut cuvântul, nu? Ce oameni fără onoare. Ar fi Wilhelm, dar n-ar rata niciodată. Dar e o problemă. Mm. Nu prea mai place să facă chestii de-astea. Încă 10.000 pentru Wilhelm să-i mai placă o dată. Cine-i poama? Thank you.
ca și cu răoalată. Ce bărbat eram odată, la vânate. Ia-o tu înainte. Ce facem, șef, aici? Stai liniștit. Am îmbătrânit amândoi Stallone. Ia, îl lași pe mine, mă, șef, că îmi faci vreo greșeală. Ce prost mai venea cu mine noaptea pe un teren viran după ce l-a ratat pe Titel? Dacă nu erai prost, rămâneai cu Titel? Ăla s-a băgat în politică, eu? Am rămas de modă veche! Mărim! Mărim împreună! Room Doamna ministru, noi suntem. Intrați, m-ați învins. De la Comisia Parlamentară de Anchetă. Unde turzi, dacă v-am zis să intrați, intrați. Știți că nu frica de justiție m-a învins. Foamea. Doamna ministru, vă rugăm să acceptați aceste buchete de flori împreună cu toate scuzele noastre pentru presiunile la care v-am supus. Comisia Parlamentară v-a găsit nevinovată. Toate acuzațiile astea sunt scornele ale presei. Noi am comunicat DNA-ului decizia noastră. Cazul a fost închis odată pentru totdeauna. Încă o dată, 1000 de scuze. Credeți că e așa de simplu? Trei flori și o pereche de scuze și gata, nu? Cu onoarea mea, cum rămâne? Păi, dați-l în judecată pe Mihuleac. Vreau o emisiune la televizor, în direct, unde să vă pun și cenuș în cap. Noi avem mandat pentru scuze și flori. Pentru cenușă... N-avem aprobare. N-avem. Hai, mă, că vă iert. Așa suntem noi, moldovenșile, larg la inimă. Auzi? N-aveți ceva de mâncare prin buzunar, un covrig, un sandwich, ceva, nu mai pot, leșind de foame. Chiar vreau să vă întreb, ce ați mâncat toate zilele astea? Iar ca așa, am făcut sushi. Pune tabac. Atenție, calabreze. Începe operațiunea Adioma. La poca.
Liber. Titele, titele, unde te duci tu, titele? Să dau lovitura de deschidere. Și pe noi cui ne lași? Titele, ai grijă, te omor cu gura ta. Deocamdată trăiesc. Pe cine vedem noi aici, bunica personal? Dar ce, e o ședință de guvern? Restrânsă. E puroiule. Hai, te rog frumos, iartă, m-am greșit și eu. Tu știi că eu sunt femeia ta. Ziua, noaptea... Iartă, nu o greșeală. Să știi că eu am avut toate ideile. Am văzut și Bruxelles că avem voință politică. Politicienii români sunt fără pată. Păcat că mor tocmai acum, când ești pe val. Auzi, băi, Belciuge, dacă mai ai asemenea idei, să nu cumva să te ia valul înaintea mea, să te trezești înnecat. Dacă mai ai idei din asta, anunță-mă întâi pe mine și pe urmă pe Marțel. Hai, te rog, băi. Ți-ai luat-o. Domnule, stai cu timpul. Hai să mergem, să ne Titeluși, deci dezechiparea, în pat și fără efort, da? Ce vrei să mori odihnit? Vezi dacă Marcel mai trăiește. De ce? Mă mir că tu mai trăiești. Uite, până acolo am avut o presimțire. Bună, Marcele! Bună, Horică. Cum a fost la meci? Ca la meci. Spune-mi, Titel mai trăiește? Mă, dar ce grijă v-a apucat unul de celălalt. Și el m-a întrebat același lucru. Marcelino, ai văzut că plămânul tău artificial nu merge? Dacă intră cineva și observă. Cine să intre? Ionete nu-i la ușă? Pânculete! Domnule general, permite să raportez. Sunt capitanul Popete. Maiorul Pânculete a căzut la datorie. Unde? Într-un pat. Păi asta nu știam de curvară. E, oricum, a fost un executant perfect. Să fie avansat
la gradul de colonel post-mortem. Să se bucure și el de moartea lui. Am înțeles. Pe Ionete îl trimis la munca de jos. Pasnic la ambasade. Altceva? Au găsit la stadion după meci un fost agent KGB. Era împușcat în cap. Încă nu știm ce căuta acolo. Gata, de acord. Ieși. La ordin. Dispari! Marcelino, pot să știu și eu ce se întâmplă, mă? Titel l-a trimis pe Calabrezu să-mi ia aerul. Mi l-a luat, dar n-a murit. Nu va mai trebui să stau internat. De azi islamiștii nu mai dau doi bani pe capul meu. Fă-mi externarea. Tu hotărăști. Și te rog, trimite-l pe Titel aici să ne împăcăm. Ce dracu, bă, am început să ne împușcăm între noi. Și dacă nu o să vrea? E, o să vrea. O să vrea. Bine, ok. Ce vorică? S-a întâmplat ceva? Nu. Marcel vrea să te vadă. Cum așa? De pe lumea e la altă? Nu, el e chiar ok. Vrea să faceți pace, mă. A fost război? Eu chiar nu mai înțeleg nimic, da? Eu nu înțeleg cum de tu mai trăiești. După analizele și radiografia aia, chiar mă mir că mai trăiești. Ia încet. Ești un doctor de chiftele. Radiografia mea era aluia care ți-a murit pe masă de operație. Hai să nu-l face pe marcea, să aștept. Cum adică, mă? Acum chiar nu mai înțeleg nimica. L-am adus? Dacă nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed. Iartă-mă că vorbesc de Mahomed în casa împușcatului. Sunt eu împușcat, cum ești tu bolnav de cancer. Calabrezule, te fi făcut măta oltean, dar cânti ca un cur. Apropo, de când sunt eu Mahomed și tu muntele? Care era invers? Bine zis, era. Băieți, vă rog eu frumos, nu începeți iar. Ascultă-mă, Marcela, ai fi tu mare arhitect, dar să nu uiți un lucru. Eu sunt un mare meseriaș. Ce-ar fi, băieți, să uităm totul, să o luăm de la capăt. Așa închidem gura fraierilor. Așa, băieți, aveți-vă ca frați. Trandafire? Trăiți. Renovezi? Păi dacă șomezi. Nu o să mai șomezi multă vreme. S-a aranjat? Ca și, da. Trebuie să ieși și mata la interval cu darul, cu mălaiul. Cât? 800. Euro. Euro? Euro. E mult? Gratis. E bun noroc că ți-ai ținut și aia cont că ești prieten din tinerețe cu domn doctor, altfel fără 5.000 nu scăpă. Păi să mă duc să vadu banii. Nu, îi dai personal. Deci? Să te vadă la față, să tratați direct data viitoare. Care data viitoare? Câteva luni, așa. Depinde cum îți merge afacerea. Sunt și oameni. Normal. Te mai strânge, te mai lasă, iar te apucă, de iar te lasă. Și unde se întâmplă treaba? La Lebăda Neagră. Lebăda. Știi bomba? La ieșirea din șoseaua Chitilei. În parcare. Știu. Te duci mai pe la 9 seara, așa, pe întuneric. În parcare, un Audi gri. Audi? Gri. Gri. Păi noaptea toate Audiile sunt gri. Gri. Gri, am înțeles. Ba țin geam și dai șoferului mălaiu și îl dă înapoi autorizația de funcționare. Și zic ceva. Mersi. Mersi. Lui. Păi și dumneavoastră că mi-ați aranjat. Apropo. Domn doctor, cum se mai simte? A început să-și revină. Ține-l, doamne. Alt look. Luca? Care e Luca? Luca și Matei. Dacă ai nevoie de noi, știi unde ne găsești. La Parlament. Vreți. Șeful, mersi. Lui! Și dumneavoastră. Thank you.
Ai adus? Adus. 800 de euro. Cât n-a fost vorba? Pentru autorizație. Știu pentru ce-ți trebuie matale. Până domide. Hai să-l du un OPC-ul, mă, zic că ne prinde dimineața aici. Eu ți-am adus mălaiul, îți dau banul, îmi dai autorizație. Ce? Este adevărat că sunteți ultimul corupt din România? Ce ne puteți spune despre această acțiune spectaculoasă? Este un flagrant. Mulțumesc. Stai, băi! Mâna, băi! Pe cine avem noi aici? Domnul Mihuleac! Ce fler! De data asta trebuie să recunosc că n-a fost vorba de fler. Pur și simplu mă aflam la un șpriț subțire, precizez. După o zi grea de lucru. Munca cu corupția mă slăiește. Ce părere aveți despre arestarea lui Trandafir? În sfârșit a fost dat o lovitură mortală corupției. Pentru că trebuie să o spunem, trandafirii au găsit un teren prielnic să rodească în România. De aceea a trăit teatrăul de la rădăcină. Pentru că pe noi nu ne sufocă marea corupție. Asta este o invenție a presei și a Occidentului. Noi suntem sufocați de corupătorii mici și mijlocii care întrețin buruiana corupției cu șpăci mici, dar dese. Prin arestarea de azi a lui Gheorghe Trandafir, care a atentat și la sănătatea populației, corupția a primit o lovitură decisivă. Sunt puțin trist. Tocmai dumneavoastră port standardul luptei anticorupție. Tocmai eu. 20 de ani am trăit din anticorupția asta și astăzi, când a fost arestat ultimul corupt, sunt puțin nostalgic când văd că eforturile mele au dat roade. Veștejește-te în pace, trandafire! Domnilor, ultimul corupt din România a fost prins. Halgoște, Bruxellule. A fost greu, dar totul e bine când se termină cu bine. Shakespeare. All is well. Calabrezule, te-mi măta cu engleza ta. Fuck you. Cum te simți, albită de parlament? Răule, eu am crezut că e pe bune, deși n-ai sus. Marcelino, auzi mă, tu n-ai nevoie de niște Lamborghini-uri pentru filaj? Ți le dau ieftin, mă. Să mă anunț la rectificarea de buget. Ok. Nici pe mine nu m-ai avertizat. Nu eram sigur că o să vă jucați bine rolurile. Să ajung la pușcărie? Aoleo, nu mai dansez tango, câte zile eu ai avea. Dar eu care era să mor împușcat pentru patrie. Eram convins că o să o dai pe lângă minge. Bă, voi ăștia miniștri parlamentari, sunteți efemeri. Doar eu sunt veșnic. Eu zic că de acum încolo o să fim mai cumpătați. Apropo de cumpătare, băieților, nu facem un poker? Chiar așa. Să vedem și noi cum mai stăm cu norocul. Ce zici, Marcele? Nu mă simt prea pregătită. Auzi, mă, dar la bulanul tău ce nevoie de pregătire, mă? Da, dreptate. Calabrezule, am în mașină două pachete de cărți noi. Adu-ne. Manole, binecuvântează masa de poker. Asta sunt. Asta. Dar repede l-ai găsit. Sigilate? Ca de obicei. Bravo. La ce te gândești? Mă, băieți, să nu mai fie lumea asta mare, măcar o țară dornică de revoluție. Papua Noua Guinee. Sau Patagonia. Băieți, prieteni! Prieteni! Ha! Ha!